Ce faceți, băi și fete? Am pornit microfonul? Oh, da. Dubla 2. Ei, ce faceți, băi și fete? Iată la un episod din Pintresun. Continuăm povestea, spun eu, astăzi, pentru că v-a plăcut așa de mult încât ați vrut în continuare. Gaură abisală. Stai, a fost aici. Ce mizerie. Bă, are you alright? Prea mare sensibilitatea. Și un palici. Lungua. Haide, du. Bun, să continuăm. Înainte toate, băi și fete, nu uitați să urmăriți butonul de like, orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri la acest episod, vom continua această serie mirobolantă, de care, bineînțeles, vă place vouă. Dar nu contează. Ia, băgă-te. Aveți Instagram-ul meu în descriere, în cazul în care vrei să dați un follow. Du-te acolo și dă un follow. Și... wow. Ce, mă? Ia. Ce așa, wow. Pișat pors. Felicitări. Trebuie să băgăm ceva aici. Da, asta. Băgăm pe dracu să ne ia. Mă, bagă-te odată. Poți să te închid aici? Nu. Ce ură bă ăsta? Da, o am. Ia-o. Am închide-te. Ușa nenorocită. Sau, ce ești tu? Așa... Bun, dracu, cu puterile minții face asta, ești debil? Îl vezi? E nebun? Ce? Stai de seara. Butoane? Nu știu, vere, dar s-aude pe aici și contece. Mă, ciun palici, fă-ți treaba odată. Nu aia? Probabil. Mă gândeam, tocmai acum ce am testat înainte să... Ia mă, vină cu așa mai taci. Chiar acum înainte să pornesc filmarea pentru Among the Sleep, testam demo-ul de la Resident Evil Village 8. Trebuia să iau căcaturile astea, parcă, da? Gaură abisală! Să ne băgăm în găoază. Oooo, ce întuneric e aici! Bun, am testat Resident Evil 8 să văd dacă duce cu tot cu filmarea și chestii de genul, pentru că dacă îl iau și îl iau degeaba și nu crezi că îl iau și dau bani degeaba, cam aiurea. Dar, surprinzător ne duce, băieți. Deci s-ar putea ca mâine să încep un nou episod, o nouă serie cu Resident Evil 8. Acum depinde. V-am spus că până am fac eu PC-ul mai durează. Sper să termin până în august. August, coaile mea! Bă, nu mai râdeți, mă. Oricum nu râdeați. Bă, uite o bufniță. Bufnița și pula în gât. Opa. Acum suntem în amintirile mamei? Cred că da. Wow! Foarte mișto. De ce moștri o să dau eu aici? Hai mă să mă pun crouch. Poate alerg mai repede, mă. Outlast vibes, mă jur. Wow. Over there. It looks like another memory across that bridge. Oh, memorie. Bă, să nu ratezi vreun de ăsta bufniță. E grav. Nu pe topogil. N-a fost așa rău. Bă. Uite. Am două bufnițe. Păi nu știu, mă întreb pe mine. Frate, parcă tu erai ăla care ne ducem în amintirile ei și tu ai avut ideea. Nu pot să mă bag sub, mă? Hai mă, ridică-te, patru labe. Aici pot, da. Ce râd, mă, copiii ăștia pe fundal? O, prostea! Mergem? Pe țărân... Cred că trebuie pus ceva aici, nu? Ca să ajung sus. Sau? Sau? Asta nu se poate prinde. Da, cred că trebuie luat ceva, pus acolo și dus. Bă, ce pula mea are copilul ăsta, e handicapat, are probleme mentale. Dă-mi cu asta. Bre, bre! Atâta mi-a fost. Ce o să mor minți? Coi, ce se aude? Nu pot să mă ridic. Se apropie ceva. Coi! Alo? Bună ziua! Alo? Oh. Dar nu vreau! Nu vreau! Alo! Mi-i bănuit! Adică vreau! Putu-s-o!
Mă, ce are copilul ăsta? Are spandex? Tu poate să se miște mai mult? Unde dracu trebuie să ajung? Acolo sus, corect? Și care a fost rostul să mă duc? Face ambientul. Nu pot să sar, mă, și să mă... Da, hai că multe vreau de la un copil. Deci am o coborât pe aici. Bă, da, handicapat e, mă, frate. Bă, da, ridică-te cu aici! Retardatule. Nu sunteți bun de nimic. Putu-ți mingea, mătii! Că a vrut să mă omoare. Ce se aude mâncați așa. Lumina. Pa. E ceva aici? Ba da, e ceva aici. Ia dă-te tu la o parte, dispar de pe ecranul meu. Ne-am dus și acum ne-am luat. Ce? Sunt înconjurat. Ah, wow. Și cu ce mă ajută pe mine în viață chestia aia? Ok, bro. Ok, bro. Bă, dar nu ia falling damage. Bă. Oh, sper să nu mor aici. Fucking hell, man. This place creeps me out. What? Is this okay? Pot să iau bufnița aia fără să mor pe aici, să dau duhul. Nu știu, întreb pentru un prieten, nu pentru mine. Vine mă încă. Gata, pa. Oh, olo. Dacă mai stau, mă. Gugugugugugupule. Dă-te, mă, de aici. Terminat infect. Și acum ce? Bă, da, deștepte copilul ăsta. Eu v-am spus să se-i mai deștept decât mine. Da, și mai prost. Dacă... Bă! Las! 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 Mă mulțumesc și viu. Florile astea nu... Eu, ce? Bă, da, termină-te cu faze de-astea! Ok. Am luat bufnița. Îmi place deloc ce se aude pe fundal. Ok. Acum pot să urc, te rog? Că pot să urc. Ești prost? Trebuie să pun ceva acolo, în spate. La ce? Mingea? Am uitat cât de complicat e jocul ăsta și nu-și dă niciun fel de hint în pana mea, măcar. La anii 2015, la ce te aștepți? Sau cât era? Habar n-am. Dracu, să ne-am, mergem unde-o fi. Acum, Dumnezeu cu mine, când o duce în cap, aia e. Hello? Adie pula mea, ce fac aici? Stai, am ratat ceva, mă. Uite pe unde se poate cu cățăra asta, n-are niciun stres. Păi tu, tu mârlane. Mă de dracu a zis. O, mai trebuie, mă. No, nu era nevoie să știu, sincer. Hai de cap, nu ai văzut aia? Alo? Care unde e? What the? Tii, își amintește. Pleacă de aici, pleacă de aici! Du-te! Și ce, mă? Mamă, puteri telepatice din nou! Pista, mătii! Ieși de aici! Ieși, futuz! Anvelopa Michelin! Morți! Michelon! Michelon! Nu vreau, mă, bă, dar e incredibil așa ceva. Îți ordon să te duci, dracu! Bravo! Deschide ușa! Deschide! Futuz, anvelopa! Mă lași în pizda, mătii! Cred că am probleme psihice, n-am să te mint. Ia dracu aia odată! Și acum le-am pe toate, nu? Toate 6. Ai văzut aia? Ce se petrece? Ce? Uai, mă. Pulă. Pot să iau pe Teddy? Și un palici. Nu pot să-l iau. Aba. Și acum pot în final să mă cață și eu pe mizeria asta. Pot pe dracu, mă. Ce scam? Uite că trebuie să iau eu pula în cur și să-i o bag. Hai, mă. Aoleo. Nu puteam să-l pup pe ciumpalici acolo. Făcea treaba.
ca companionul meu din Little Nightmares 2. Și aia era, nu coaie, trebuie să gândești totul, trebuie să vii pe cont propriu, tot. Nu, niciun ajutor, nu, nu e nevoie de ajutoare. Ești deștept în orice situație, ca mine. Da, să mă bată tataia în toate punctele chakra. Hai, pune-te acum și sper să stai acolo! Și... Bravo, mă, ești dobelea. Și acum urc! Cum nu te-a băgat, mă... Eu cred că și-a bătut jocul ăsta joc de mine. Cum morminți și dunecați și paște, nu merge! Haide! Mă, oare fac eu ceva greșit? E ceva greșit la mijloc? Dar nu are ce să fie, uite-te și tu! Nu se cac! Where's the logic? Where's the fucking logic? Nu vrei să mergi? De ce nu mergi acum? De ce nu mergi? Ce norocire de joc? Nu puteam pur și simplu tasul să îl ia pe Fiso și să se judece în instanță, în pula mea. Trebuia ăsta micu să aibă halucinogene acum și să viseze căcaturi. Ce pur... Incredibil, buguit. E buguit! No, man. No, man. No, man. Shit. E puțin cam creepy dacă mă întreb pe mine. Bă, dar dă-o morții de treabă că... Adică asta trebuia să faci și nu merge deloc. Niciun caz nu mergea să sari acolo. Space, încet, repede. Pula-n cur, nimic. Dă-te dracu de aici, ce fac? Stau să mă joc cu tine. Asta e, folosind nou clip. Oricum nu se supără nimeni. Și oricum n-aveai ce să faci altceva. Așa că shut up, biciclențu. Da, și lopată. Parcă ții minte că mi s-a mai întâmplat în trecut chestia asta, dar nu la faza asta. Cred că la o fază cu poarta. Nu se deschidea, efectiv. Luai cheia și nu se deschidea, dar cred că era în DLC. Oh my god, iar amintire, ceas. Nu. Oai, bă, denaturat-o pleacă de aici. Da, it's time for să suși pula. Te îmbătai ca Bețivanca, ultima prostă. March. Lopata. Gaura abisala. Merge. Yeah. Cam aia a fost. Nu? M-am întors de unde am venit! Nenorocitule, e numai vina ta! Ok. Nu te luăm ciun palici. Nu e timpul. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Păi, nu știu, zic și eu să terminăm episodul acum. Aaaa! Buda! Buda, ridică! Mă, ce draș mi-am făcut azi! Nu-mi vine să cred că mă enervez la șocul ăsta! Incredibil! Ce vrea, mă? Ce mai e? O să pun... Jocul ăsta, pe cât de interesantă e povestea, pe atât de nenorocit e gameplay-ul! Ca e buguit! Bine, în afară de chestia cu... când se pune asta în patru labe. Adică până la un copil de 2 ani sau câți ani are, nu poate să stea mereu în picioare. Ia uite-l, terminatul meu dansează. Mișcări de dans, nici Michael Jackson nu mai aici a fost. Ok, trebuie să apăsăm. Da, mă, Resident Evil 8. Haide, ciumpalici, spre Resident Evil 8. În universul Resident Evil 8. Oh, nu, Lady Dimitrescu. Oh! Las că vedem noi. Am auzit despre ea. Am auzit multe despre ea. Da. Ce terminat sunt, vorbesc despre alt joc. Am vorbit în episodul trecut despre Benny and the Shit Machine. Acum despre... S-a blocat jocul. Resident Evil 8. Ce mai poate fi mai bun de atât? Dar cam ăsta a fost episodul, băi și fete. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare noi episoade din Among the Sleep, nu uitați să omorâți butonul de like, deoarece orice like contează. Eu vorbesc tare asta. I think keep to quiet. Nu uitați să omorâți butonul de like, deoarece orice like contează din partea fiecare. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, cu siguranță vom face. Și cine dracu plantează copaci în casă? Na, sigur nu eu. Aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Și ne auzim data. Close,
viitoare. Unde ești, mă? Tu nu vorbești de handicapat. Ok, bye.